Ești la a doua colaborare cu Marian Crișan și de data aceasta ai un rol negativ. Cum îți vezi personajul? Da, este a doua colaborare cu Marian după Berliner și pentru mine asta este o mare, mare bucurie. Sper să nu fie ultima. E un rol, da, cum spune, negativ, e omul cel rău. Personajul, să zicem, că nu are o pondere atât de importantă, mă refer din punct de vedere al întinderii. Dar cred că este foarte important. Este stăpânul cel rău de la care pleacă pruncul, așa cum este numit, alintat el mai nou. Și cel din pricina căruia pleacă și nu numai, pleacă să-și salveze cai din calea războiului. Eu, a fost o provocare pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult prin prisma faptului că mi s-a dat posibilitatea să joc și altceva decât am jucat până acum. Și mă gândesc că a fost foarte plăcut pentru mine. Îți plac rolurile negative sau cele pozitive? Nu cred că pot să aleg între unele și altele. Cred că asta e cel mai frumos, să poți să faci sau să ai posibilitatea să faci și unele și altele. Ai un mesaj pentru spectatori în acest weekend când filmul intră în cinematografe? Da, îi invit cu mare drag la proiecții pentru că filmul este foarte bun și garantez pentru asta. Vă așteptăm la cinematografe.